casa viitorului, eficientă, smart, dar și modulară. Nu, să se ducă foarte mult toată lumea spre open space-uri. Ești mult mai flexibil și ești mult mai adaptabil. Revin și materialele de construcții folosite în trecut de bunicii noștri. Mie mi s-ar părea fantastic dacă s-ar întâmpla, ar fi să reușim să refolosim materiale din demolări. Asta e și un subiect foarte amplu. Eu sper să se întâmple, nu știu, în următorii 10-20 de ani, habar n-am, pentru că în, cel puțin în București, da, avem fond construit de cărămidă enorm. Dar unde se va produce energia electrică din marile orașe? N-aș putea spune că văd un viitor în care exclusiv energia electrică o să fie produsă lângă orașe. Și pentru că vom fi din ce în ce mai mulți, se vor dezvolta foarte mult pe verticală, ceea ce este normal, pentru că nu există loc pe pământul ăsta totuși pentru toată lumea. Cum vom răci și încălzi casa viitorului imediat la Eu și Energia, un podcast Europa FM care ar putea să-ți reducă factura la curentul electric. Bun găsit și bine ați venit la podcastul care are grijă de factura voastră. Sunt Cătălin Striblea, iar alături de mine sunt Denisa Diaconu de la Energy Policy Group și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Suntem la finalul unui sezon în care am făcut până acum 6 episoade cu informații despre ce înseamnă eficiența energetică. Ne bazăm pe informațiile furnizate de platforma Electripedia de la Enel. Am trecut de la explicații teoretice la cele practice, am vorbit despre dispozitivele din casele noastre, dar chiar și despre unde găsim banii de care avem nevoie pentru toate acestea. Și atunci, ce ne-a mai rămas de spus? Păi, poate chiar ce este cel mai important. Cum o să arate casele viitorului? Când ne-am gândit la acest episod, i-am spus casa viitorului, dar cred acum că cel mai potrivit este să-i spunem cum va arăta casa noastră în viitor, pentru că într-un fel sau într-altul, într-un ritm mai mare sau mai mic, în proporție mai mare sau mai mică, toate casele noastre vor arăta așa. Adică vor fi construite astfel încât să nu mai consume energie, să o producă, iar toate dispozitivele să reducă spectaculos factura. Dar înainte de a porni la drum, poate ar trebui să ascultăm această poveste a Denisei Diaconu. Locul despre care povestește există de adevăratele, se lucrează în el, iar oamenii care muncesc acolo au instalat dispozitive ca în viitor. Am fost acum 2 săptămâni într-o vizită de lucru la o companie care produce și comercializează tehnologii de ultimă generație referitoare la eficiența energetică în clădiri, de la pompe de căldură, sisteme de încălzire sau de răcire, aparate de aer condiționat. Practic, am vizitat showroom-ul lor, unde sunt expuse și prezentate astfel de tehnologii de top, pe care ei le comercializează și sunt pentru clădiri rezidențiale, pentru hoteluri, pentru clădiri de birouri, deci sunt targetate pe fiecare nevoie. Totul era automatizat și controlat dintr-o tabletă. Prin virtual reality, tu puteai să scanezi încăperea cu tableta și imediat ea activa caracteristica de a vedea în interiorul pereților. Adică puteai vedea instalația de încălzire din podea, da? Care era conectată la pompa de căldură, pe care o puteai vedea și pe ea, chiar dacă ea era undeva în subsol sau altundeva amplasată. Dar tu aveai acces, deci vizualizai fiecare componentă din interiorul unei tehnologii, unui aparat. Și îți arătau cum funcționează sau ce temperatură. Îți arătau cum funcționează, îți arătau toate setările, îți arătau defecțiunile, sistemul te notifica de fiecare dată când exista o astfel de defecțiune, unde e, eventual, și ce măsuri ai putea lua ca să remediezi acea problemă. Aveau tot acolo un sistem de panouri fotovoltaice, dar nu era necesar să te urci pe acoperișul clădirii ca să le vezi, îți dădeau un set de ochelari tot VR, iar tu puteai să vezi la 360 de grade toate componentele sistemului de panouri fotovoltaice. Și la fel puteai să-l gestionezi prin tabletă.
Dar ca să ajungem aici, hai să luăm cu începutul și să vă aduc aminte câteva lucruri de bază. Prezent sau viitor, casa trebuie să fie orientată conform regulilor de eficiență energetică, adică cele mai multe ferestre spre sud. Da, e un principiu de bază al modului în care construim clădirile și mai ales dacă ni le dorim eficient energetic. Adică salvăm foarte multă energie din necesarul nostru de energie dacă gândim și poziționăm dinainte de a ne apuca să construim clădirea într-un mod inteligent. Și până să vorbim despre tehnologiile care vor fi în casele noastre, l-am rugat pe arhitectul Cristian Ghițău să ne spună cum se va face compartimentarea în viitor a caselor și a apartamentelor. Nu, să se ducă foarte mult toată lumea spre open space-uri. Ești mult mai flexibil și ești mult mai adaptabil. Adică necesitățile noastre ca oameni se schimbă destul de des. Și atunci dau un exemplu, nu știu, ești singur, trăiești într-un apartament de 100 de metri pătrați singur. Ai un anumit lux. Ți-a venit o prietenă, automat trăiești tot în 100 de metri pătrați, dar cu un dressing de 20 de metri pătrați. Ai mai făcut un copil, micșorezi dressing-ul, dar îi faci un loc de joacă. Și atunci trebuie într-adevăr sisteme modulare. Sună utopic așa, dacă mă aud colegii mei zic că am băut gaz. Dar asta este ideea. La fel cum sunt la, de exemplu, clădirile de birouri. Am făcut foarte multe amenajări de clădiri de birouri. Există sisteme, clar, de gips carton, care, bineînțeles că sunt ieftine, dar le-ai pus acolo și asta e. Dar există sisteme de pereți modulare care se fixează foarte simplu, mecanic, în tavan și în pardoseală și atunci poți să faci o remodulare a spațiului în două zile. Și pentru că în viitor vom fi din ce în ce mai mulți, totul se va construi pe verticală. Ce se întâmplă? Toată lumea s-ar aștepta să zic, mamă, o să se întâmplă, o să se facă. Nu, orașul viitorului, într-adevăr, ar trebui toate locuințele, spațiile se vor diminua destul de mult pentru necesități, pentru că nu vom avea loc unde să construim. Se vor dezvolta foarte mult pe verticală, ceea ce este normal, pentru că nu există loc pe pământul ăsta, totuși, pentru toată lumea. Trebuie să fie sustenabile din toate punctele de vedere, și energetic, și arhitectură, și design. Mă întorc acum la Denisa Diaconu. Ce va schimba viitorul într-un mod spectaculos, însă, este modul în care se vor construi casele. Zidăria de astăzi va fi înlocuită cu imprimantele 3D. Uitându-mă la modul în care se construiește cu această imprimantă 3D, am înțeles că astfel de tehnologii vor dicta și ce materiale vom folosi noi pentru construirea caselor noastre în viitor. Pentru că tu poți la fel de bine să alegi între beton, ciment, dar și argilă. Și înțeleg, nu sunt un expert în lucruri de ordin tehnic, dar înțeleg că nu afectează în niciun fel calitatea structurii, da? Standardele de structură ale clădirii construite. Iar dacă vă mai aduceți aminte, cu ceva episoade în urmă am vorbit despre întoarcerea unor materiale din trecut și aceasta nu este doar o modă, ci s-ar putea să fie o obligație, după cum spune și arhitecta Brândușa Tudor. Ne întoarcem, dar nu ne întoarcem nici nostalgic și nici cu privire din asta paseistă, ci ne întoarcem de acum, de unde suntem acum. Adică ne întoarcem și cu tehnologii noi, cu capacitatea de a înțelege și mai bine toate. Adică, cum să spun, pe de-o parte am uitat foarte multe lucruri care sunt foarte, foarte subtile și foarte ușor de obținut, deci foarte la îndemână. Pe de altă parte, repet, nu trebuie să le reiterăm 100%. Adică, sigur, vorbim pe de-o parte despre mediul rural și pe de-altă parte despre mediul urban. Nu poți să împrumuți 100% lucrurile din mediul rural în mediul urban. Apoi, e păcat să nu te folosești de toate noile tehnologii. Adică, de fapt, cred că, din nou, cheia e undeva la mijloc. Cred că avem responsabilitatea de a reintegra materialele care sunt cât mai naturale, cât mai obținute prin procese prietenoase, de fapt. Iată și de unde vine această obligație. Nu numai că vom avea reguli care ne vor obliga să fim eficienți și responsabili, dar lanțurile de aprovizionare s-ar putea să ne forțeze să ne întoarcem către România. Denisa Diaconu. Ne vom îndrepta fie spre resursele noastre proprii, fie vom investi în local, în crearea unei industrii domestice care să ne ajute să creăm
materialele de care avem nevoie, într-un mod mai sustenabil. Asta e amendamentul pe care trebuie să-l punem, pentru că asta propune și Comisia Europeană. Și vom avea destul de curând reglementări care privesc inclusiv materialele de construcții. Este acum un proces de negociere, regulamentul privind produsele de construcție, care ne duc în direcția asta, a sustenabilității. Și mai mult decât atât, ar trebui să ne uităm și la ce materiale putem refolosi, atrage atenția arhitecta Brândușa Tudor. Mie mi s-ar părea fantastic dacă s-ar întâmpla, ar fi să reușim să refolosim materiale din demolări. Asta e și un subiect foarte amplu și eu sper să se întâmple, nu știu, în următorii 10-20 de ani, habar n-am, pentru că cel puțin în București, da, avem fond construit de cărămidă enorm. Se demolează enorm. Asta nu înseamnă că promovez demolarea, în niciun caz. Deci cât de mult se poate, trebuie să le păstrăm. Trebuie să încercăm să le păstrăm atâta cât e posibil. Și asta e și e o balanță destul de fină. Dar dacă totuși demolăm, și oricum am demolat deja destul de mult, ar fi ideal ca atâta cât se poate recupera din demolare, în primul rând să nu mai demolăm brutal, să demolăm un pic mai fin, și atunci să putem să recuperăm cât de mult putem din, spre exemplu, zidurile de cărămidă. Și atunci, cărămida asta devine resursă, adică, din nou, în loc să folosești cărămidă, nu, folosești cărămidă care este reutilizată și care e un material cu siguranță care, sigur, iarăși, ai nevoie de niște teste ca să te asiguri că ea e într-o stare bună și așa mai departe, dar, na, e o resursă care la îndemână, e aici, adică nu e nevoie să faci alta, nu e nevoie să o iei de la zero. Iar dacă vorbim despre casa viitorului, atunci nu trebuie să vă gândiți la o singură clădire. Este obligatoriu să aveți în vedere faptul că toate microcartierele vor trebui să se comporte ca un tot unitar, unul care își produce propria energie, o stochează sau chiar o valorifică. Din nou, Denisa Diaconu. Eu cred că destul de repede vom trece de la clădiri care sunt elemente pasive, care folosesc foarte multă energie, la aceste micro-hub-uri energetice, care sunt mai multe case agregate, care consumă, produc, stochează, furnizează energie la niște standarde înalte de eficiență energetică. Haideți să ne închipuim un pic. Aș vrea să mă închipui. Deci ar avea pompe de căldură pe care să le folosească în comun, de exemplu. Da, sau pot fi conectate la un sistem centralizat de cartier. Da, pot avea și un sistem de încălzire centralizat, bazat tot pe surse regenerabile, bineînțeles. Panouri fotovoltaice obligatoriu? Da, pentru electricitate, da, pentru necesarul de energie foarte mic pe care îl va avea clădirea respectivă. Pentru că va fi foarte mic, pentru că noi deja am respectat lucrurile din față despre care am vorbit. Exact, exact. Tocmai pentru că am proiectat casa cum trebuie, tocmai pentru că ne-am izolat-o foarte, foarte bine, pentru că am achiziționat cele mai eficiente și performante energetic electrocasnice pe care să le folosim și, de asemenea, pentru că avem un comportament responsabil și folosim energia cu cap. Dincolo de această poveste, acum trebuie să știți că, de fapt, viitorul are o particularitate. Electricitatea va fi principalul nostru instrument. Lucian Mircescu este specialist în sustenabilitate la Enel România. Deci n-aș putea spune că văd un viitor în care exclusiv energia electrică o să fie produsă lângă orașe. Nu mai vorbesc de faptul că, din nou, într-un viitor relativ distant, mai avem și promisiunile fusiunii nucleare, care eu, practic încercăm să imităm mecanismele soarelui, să le aducem într-o manieră compactă chiar la noi în casă. Deci, poate atunci, măsura în care vom avea niște breakthroughs tehnologice foarte serioase, poate atunci vom reuși să le avem foarte aproape de casă, dar, mă rog, mai e până atunci și chiar este un exercițiu de imaginație foarte serios ăsta pe care îl promovez acum.
Dar, după cum spune Denisa Diaconu, dincolo de toată aparatura digitală, de lucruri interconectate, de instrumente care vorbesc cu tine, îți setează viața, în marile orașe va apărea ceva specific. Este vorba despre aerul pe care îl respirăm. Toate casele noastre vor avea sisteme care să dea o calitate și o temperatură firească aerului și care va fi obținută doar pe cale electronică. De fapt, aerul pe care îl introducem noi în casele noastre e mult mai poluat decât am vrea noi să credem. Vorbeam și noi aici de aerisire, da? Și că cum e bine să o faci aerisirea, cât de des și așa mai departe. Aerul de afară e deja poluat. Tu introduci un aer poluat peste un aer care și el la rândul lui, pentru că e în casă, nu circulă și așa mai departe, e la fel de deficitar. Deci, pentru a face față și schimbărilor climatice și modului în care se întâmplă lumea exterioară noastră, sistemele de ventilație o să fie foarte importante în casele noastre. Adică e unul dintre principalele elemente pe care trebuie să le luăm în considerare în acest proces de adaptare al clădirilor la schimbările climatice. Sistemul nu numai că va curăța aerul, dar îi va da și temperatura potrivită, spune Denisa. Sunt niște sisteme de ventilație cu recuperare de căldură. E o ventilație mecanică. Aerul din interior este dat afară, aerul din exterior este introdus în încăpere, dar înainte este filtrat. Deci asta ne asigură nouă faptul că calitatea aerului interior e mai bună decât ce vom regăsi în exterior. Așadar, orașul viitorului va însemna și mai puține mașini. Transport în comun, electrificat, deci care nu numai că nu emite gaze cu efect de seră, dar ameliorează și calitatea aerului. Apoi e vorba de și de cât de multe mașini avem pe șosele, pe șoselele orașului. Pentru că de preferat ar fi să fie cât mai puține și să mergem mai degrabă cu mijloace de transport în comun. Dacă e să fac un exercițiu de imaginație, să merg undeva și mai târziu în viitor, aș putea spune că mașina personală o să devină mai degrabă o relicvă. În sensul în care nici nu, sau mai degrabă șofatul personal. Pentru că dacă ne uităm la progresul care se face în sfera lui Internet of Things și potențialul pe care l-au mașinile de a comunica între ele, din start putem să reducem niște ineficiențe ale traficului. În sensul în care se pierde foarte mult timp doar prin simplul fapt că stai la un semafor. Dacă ar porni toate mașinile exact în același timp sau s-ar opri toate în același timp, ținând cont de niște rigori de trafic, niște reguli, din start am câștigat niște minute bune. Dar cum o să arate din punct de vedere al așezării orașul viitorului? Vom avea un oraș în linie, așa cum se propune în Dubai? Mă întorc la arhitectul Cristian Ghițău. Se vor grupa, într-adevăr, pe verticală, cum am spus, pentru că n-ai cum să te mai duci pe orizontală. Adică gândește-te că Bucureștiul la ora actuală nu mai are, adică nu poate să expandeze decât în afara granițelor, adică în interior nu mai e unde să construiești. Adică nu fiecare teren a devenit aur pentru că nu ai cum să construiești în interior. Și este normal să fie așa. Și atunci toată lumea se va duce pe vertical. Deci orașele vor fi pe verticală. Hai să zicem, noi aderăm undeva într-un fel sau altul, cum e New York sau orașe care au trecut deja prin situațiile astea, pentru că noi ne întâlnim cu o situație în care New York s-a întâlnit în 1960. Noi suntem puțin, să zicem, defazați, ceea ce este normal până la urmă. Adică, revenind din istorie, dacă te uiți la istoria orașelor medievale, fiecare s-a dezvoltat cum s-a putut, adică cum a putut el. Pentru că fiecare a avut, într-adevăr, un avantaj și un dezavantaj. În general se profită de avantaje. Iar Uniunea Europeană a propus o strategie pentru modul în care putem trăi mai bine în viitor, noul Bauhaus. Ce înseamnă asta? Revin la Lucian Mircescu. Ceea ce a propus Uniunea Europeană este noul stil european Bauhaus, care practic încearcă să aducă niște principii ale secolului trecut, anii 30, sper că nu mă înșel acum cu datele istorice. Ideea de a îmbina funcționalitatea cu esteticul, doar că ceea ce este nou acum în secolul acesta se referă la principiul sustenabilității, în sensul în care tot ce amenajezi, tot ce construiești trebuie să țină cont și de provocările astea de mediu. Provocări de mediu din două direcții. Pe de o parte, trebuie să-ți aduci propria contribuție la a limita creșterile de temperatură și totodată e o realitate faptul că
a noastră planetă s-a încălzit și va trebui să gestionăm noile provocări. Adică și cu toate eforturile pe care le depunem în momentul ăsta, nu o să dispară căldura imediat. Adică o să dureze niște... Prin maniera în care ne construim acum casele, clădirile, încercăm să facem față noului mediu înconjurător pe care noi l-am creat. Iar acest nou stil european Bauhaus, la momentul ăsta e mai degrabă un program prin care Uniunea Europeană încearcă să sprijine idei de arhitectură, de design de clădiri, astfel încât să ne încadrăm în noua paradigmă rezidențială, dacă pot să zic așa. Așadar, construcție corectă, materiale locale, izolație, aparatură care consumă puțin, aer curat și încă ceva la care lumea modernă se va gândi din ce în ce mai mult. Inteligența emoțională a casei. Da, ați auzit bine. Mă întorc pe final la Denisa Diaconu. Ideea e că a avea case inteligente s-ar putea să fie insuficient pentru oameni la un moment dat, pentru că clădirile n-au fost niciodată gândite într-un mod izolat față de ocupanții, de utilizatorii lor. Și cred că e important să ne transformăm casele în niște clădiri chiar inteligente emoțional. Adică în ce sens? Există discuții despre acest concept de emotionally intellectual buildings, care oferă foarte multă atenție necesităților și dorințelor utilizatorilor. Și nu doar legate de aspecte ce țin de economii de energie sau economii la factura de utilități, ci la elemente care au mai degrabă legătură cu starea lor de confort, cu starea de bine, cu productivitatea, cu fericirea pe care o resimt ocupând un spațiu. Sunt foarte multe companii, de exemplu, care aleg să investească în clădirile de birouri pe care le folosesc, tocmai pentru a atrage angajați. Pentru că multe dintre studii arată că talentele sunt interesate și de astfel de lucruri. De cât de frumos e, cât de sănătos e un mediu în care vrea să lucreze. Cred că suntem, de fapt, în pragul unei revoluții. Nu pentru că ne-o cere cineva, ci pentru că suntem martorii unor mari schimbări, ai unor inovații care nu sunt impuse cu forța. Generațiile mai noi adoptă cu ușurință aceste sisteme, iar tehnologia pe care o avem la dispoziție ne va duce repede acolo. Sperăm că acest podcast să vă fie arătat drumul viitorului și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la mai multă responsabilitate, care înseamnă, de fapt, mai puțin bani cheltuiți și mai multe resurse păstrate. Noi suntem Mihai Bucureșteanu, Denisa Diaconu și Cătălin Striblea. Vă mulțumim pentru atenție și vă recomandăm platforma Electripedia de la Enel pentru un flux de informații permanent despre energie. Spor la treabă! Electripedia ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe Europa FM podcastul Eu și Energia, susținut de Electripedia, o platformă Enel.